Excelența voastră, domnule președinte al Academiei Române, academician Ioan Aurel Pop, Excelența voastră, doamna ministru Natalia Elena Intotero, stimate domnule președinte al Consiliului Județean Hunedoara Laurențiu Nistor, Preasfinția voastră, părinte episcop Nestor, stimate domnule profesor universitar dr. Vasile Dâncu, stimate domnule director Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, domnilor membri ai Academiei Române, domnilor primari, doamnelor și domnilor consilieri județeni, doamnelor și domnilor directori, doamnelor și domnilor profesori, distinși scriitori, onorată asistență, stimați invitați, dragi elevi, stimați prieteni care ne urmăriți în mediul virtual. Astăzi, cu bucurie, vă adresez un salut pornit din toată inima, cu respect și deosebită prețuire. Fiți bineveniți la această conferință internațională organizată de Consiliul Județean Hunedoara prin Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva și în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, dedicată personalității luminoase a lui Avram Iancu, conferință menită să ne-l apropie și mai mult de suflet pe acest erou al neamului românesc, unul dintre cei mai îndrăgiți luptători pentru demnitatea și libertatea românilor ardeleni. Vă invit să ascultăm cu tot respectul cuvenit imnul de stat al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți alte soarte la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când al noastre piepturi păstrăm cu falul nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele armate, cu focul vostru vine, viață-n libertate, ori moarte strigă-n toți, ori moarte strigă-n toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Morim mai bine în luptă cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Morim mai bine în luptă cu glorie de plină, de
Acest moment solemn ne-a fost oferit de colegii și prietenii mei, îndrăgiți artiști ai județului Hunedoara, Cristian Sebastian Fodor, directorul Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva, Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara și Ovidiu Olari, directorul ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Figura lui Avram Iancu, eroică și tragică deopotrivă, ne însoțește și ne însuflețește, aducându-ne mereu aminte că avem datoria de a nu da uitării trecutul nostru cu eroii și martirii lui. În acest an, când se împlinesc 200 de ani de la nașterea, în inima munților Apuseni a lui Avram Iancu, suntem onorați să facem parte din acest temerar proiect pe care îl începem azi, aici, la Deva. Conferința internațională Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, omul, contemporanii, epoca, se bucură de participarea elitei istoriografiei românești, de participarea unor istorici de peste hotare, toate acestea vădind interesul uriaș pe care îl generează personalitatea nemuritoare a celui pe care îl evocăm, oamenii alături de care și-a adus crucea de martir al neamului, epoca frământată și bogată în evenimente în care a trăit și a luptat. Conferința aceasta se desfășoară la Deva, în inima județului Hunedoara, nu departe de Apuseni, de locurile noastre de mucenicie glorioasă, cum numea Nicolae Iorga, ținutul Apusenilor, acolo unde Iancu și tribunii lui au condus lupte sângeroase pentru apărarea demnității românilor ardeleni. De ce a fost nevoie de organizarea unei conferințe în memoriam Avram Iancu? Răspunsul ni-l dau cuvintele emoționante ale istoricului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, care ne spune că, citez, Avram Iancu are o reverberație specială în sufletele noastre și aici, în Transilvania, nu trebuie să fii specialist în perioada secolului al XIX-lea, sau în desfășurarea revoluțiilor de la 1848-1949, ca să te raportezi cu emoție la Avram Iancu, pentru că Avram Iancu este o efigie, este în sufletul nostru, am încheiat citatul. Cuvinte care ne umplu de emoție și de un profund sentiment patriotic, un sentiment pe care, în ciuda unor curente actuale, îl purtăm în inimi atâta timp cât vom trăi pe acest pământ și vom rosti cuvinte românești. De ce am dorit să organizăm în județul Hunedoara această conferință? Pentru că de județul Hunedoara, de fiecare colț al țării moților, se leagă numele, faptele și amintirea lui Avram Iancu. Baia de Criș, Țebea, După Piatră, Brad, sunt locuri cu valoare de efigie în studierea personalității acestui mare patriot român. Pentru că în județul nostru, sub gorunul lui Horea, la Țebea, lângă Biserica cu Tricolor, Crăișorul își doarme somnul de veci. Nu în ultimul rând, pentru că tot în județul Hunedoara, la Gurasada, s-a născut istoricul Silviu Dragomir, cel care a scris o monumentală biografie a lui Avram Iancu. O simplă privire aruncată asupra subiectelor lucrărilor ce se vor susține ne arată complexitatea și diversitatea punctelor de vedere, originalitatea și ineditul unor abordări. Personalități de marcă ale vieții științifice românești și internaționale, istorici, oameni de cultură, vor veni în fața noastră cu studii elaborate după cele mai riguroase reguli ale cercetării științifice. A vorbi despre Avram Iancu, despre epoca în care a trăit și a luptat, despre anul revoluționar 1848, despre configurația relațiilor politice din acea perioadă și reflectarea acestor relații în presa vremii, este un demers dintre cele mai complexe și mai sensibile. Documentarea impecabilă, competența ireproșabilă și respectul față de profesia de istoric a autorilor sunt însă tot atâtea aturi care conferă o valoare deosebită comunicărilor ce vor fi prezentate. Conferința noastră, am conceput-o și dorim să rămână ca o datorie sfântă pe care o avem față de memoria acestui desăvârșit patriot român. Este de menționat și faptul că anul Avram Iancu a fost un prilej deosebit pentru reeditarea de către Consiliul Județean Hunedoara în parteneriat cu Academia Română, cu textul integral a volumului aniversar, opera de căpătâi a istoricului Silviu Dragomir, Avram Iancu, o viață de erou. Volumul este prefațat de un amplu studiu introductiv semnat de istoricii Ioan Aurel Bolovan și Sorin Șipoș, cu un cal cuvânt de prețuire scris de academicianul Ioan Aurel Pop și o prefață semnată de Liviu Maior. Dacă am dori să sintetizăm valori perene precum curaj, demnitate, credință, dragoste fierbinte față de poporul român, jertfire de sine, atunci ar fi de ajuns două cuvinte mari cât întreaga Românie, Avram Iancu. Mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment de înaltă ținută Academiei Române, domnului președinte Ioan Aurel Pop, Institutului de Istorie,
Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, domnului director Ioan Bolovan, omul care ne-a fost alături pe toată perioada pregătirii acestei conferințe. Domnului profesor universitar dr. Vasile Pușcaș. Domnului director al Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, Vasile George Dâncu. Mulțumesc Consiliului Județean Hunedoara, domnului președinte Laurențiu Nistor și domnului administrator public Costel Avram, care au susținut de la bun început, necondiționat, organizarea acestui eveniment, domniile lor făcând parte din colectivul de organizare a conferinței. Mulțumesc domnului profesor dr. Liviu Lazăr și domnului dr. Alexandru Gruian. Mulțumesc de asemenea colegilor mei de la Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Nedora Deva, care mi-au fost alături trup și suflet în organizarea acestui eveniment. Pot să afirm că la ora actuală Biblioteca Județeană are o generație de bibliotecari de aur. Vă mulțumesc, dragi colegi! Mulțumesc distinșilor invitați care timp de câteva zile vor face un popas istoric în județul nostru. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați dat curs invitației noastre de a ne fi alături astăzi, 9 mai, o zi cu semnificație aparte, la deschiderea acestei conferințe. Am deosebită plăcere și onoare de a oferi cuvântul domnului director Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, anfitrionul acestei minunate întâlniri. Excelența voastră, domnule președinte al Academiei Române, excelența voastră, doamnă ministru, excelența voastră, domnule președinte al Consiliului Județean, preasfinția voastră, părinte episcop Nestor, excelența voastră, domnule ministru, onorată asistență, distinși membri ai Academiei Române, dragi invitați, veniți de peste mări și țări, de departe, începând cu Statele Unite, Franța, Anglia și multe alte țări, și din România, nu în ultimul rând, și Republica Moldova. Mă bucur că suntem astăzi împreună aici. Acest moment are deja o istorie de aproape 2 ani și cred, după știința mea, este cea mai mare manifestare, cea mai consistentă manifestare dedicată eroului național Avram Iancu, la 200 de ani de la nașterea lui. Nicio altă instituție a statului român nu a organizat până acum, exceptând Academia Română și Consiliul Județean Hunedoara, și nu cred că va organiza până la sfârșitul anului ceva mai consistent, ceva, chiar dacă nu-mi plac epitetele, mai grandios decât aceste zile în care suntem împreună în acest județ binecuvântat de Dumnezeu, cu urme profunde în istoria națională și în istoria universală. Faptul că Academia Română și-a unit forțele cu Consiliul Județean Hunedoara nu este întâmplător, pentru că ambele instituții promovează valorile naționale identitare, valorile democratice și acordă trecutului prețuirea și atenția cuvenită. De aceea nu am ezitat nicio secundă atunci când au venit la Cluj, la Institutul de Istorie George Barițiu, colegii noștri și prietenul Sebastian Bara, directorul bibliotecii, cu mandat din partea excelenței sale domnului președinte Laurențiu Nistor, să concepem o serie de manifestări, pentru că nu doar această conferință face parte din colaborarea noastră, ci și altele sunt pe rol și vor veni, prin care să cinstim, așa cum se cuvine, bicentenarul lui Avram Iancu. Nu am să insist foarte mult, pentru că voi spune ce am de spus la comunicarea pe care o voi susține în calitate de specialist în devenire, încă nu sunt consacrat, că așa spunea David Prodan, trebuie să treacă o vârstă venerabilă ca să putem să ne considerăm și să fim considerați consacrați, dar trebuie să spun ceva totuși, pentru că ultimele versuri ale imnului național, murim mai bine în luptă, glorie de plină, decât să fim sclavi iar în vechiul nostru pământ, fac legătura cum nu se poate mai potrivit cu Avram Iancu și cu momentul fondator 1 decembrie 1918.
În dimineața zilei de 1 decembrie 1918, de vreme la ora 6, când în Biserica Ortodoxă și în Biserica Greco-Catolică din Belgrad, din Alba Iulia, s-au oficiat două liturghii diferite, din păcate, dar important este că au fost făcute ca să fie binecuvântată apoi ziua care urma. La sfârșitul slujbei s-a cântat Deșteaptă-te, Române. Și în ambele biserici, fără nicio coordonare prin SMS-uri sau alte forme, atunci când s-a ajuns la ultima parte, murim mai bine în luptă decât să fim sclaviar în vechiul nostru pământ, toți participanții din biserică au ridicat pumnul sus, sunt mărturii care vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat și în Biserica Ortodoxă și în Biserica Greco-Catolică, arătând astfel simbolic că a sosit momentul în care să se rupă odată cu trecutul și să înceapă o eră nouă în istoria națiunii. Ăsta a fost și crezul lui Avram Iancu. Mai bine să murim în luptă decât să rămânem sclavi în vechiul nostru pământ. Iată, după părerea mea, ce frumos și imnul care ne-a deschis manifestarea, aducându-l aproape și mai aproape pe Avram Iancu și spiritul lui de ceea ce înseamnă și astăzi manifestarea de față, cinstirea la 200 de ani a memoriei eroului național. Vă rog să mă îngăduiți în continuare să-l invit pe excelența sa, domnul academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, să ne transmită mesajul din partea Academiei. Excelența voastră, domnule președinte, vă rog. Preasfinția voastră, distinși reprezentanți ai autorităților, nu vă pot pomeni pe toți, dar țin să vă spun, totuși, dragi profesori și cercetători care sunteți aici din toată țara și chiar mai departe de țară, distinși ascultători, Academia Română a început seria de manifestări închinate lui Avram Iancu cu ceva timp înainte, dar într-adevăr sesiunea asta cred că este cea mai importantă de pe parcursul întregului an, închinat eroului național, de la cărui naștere au trecut două secole. Acum, dumneavoastră, știți că Academia, creată în 1866, când țara era încă formată din țări și din bucăți, a militat pentru unitate plecând de la legatul anului 1848, când s-a și compus poezia Un răsunet de către Andrei Mureșanu, poezie care a devenit apoi imnul național, și ardelenii care au condus Academia Română în acele timpuri, mă gândesc la Timotei Cipariu, la George Barițiu, au avut grijă să imprime o anumită direcție militantă instituției care se crease spre finele se concepuse spre finele domniei lui Alexandru Ioan Cuza, cu înalta oblăduire a Domnului, și se finalizase în timpul locotenenței domnești. Idealul de la 1848 era viu și programul elaborat atunci, la care Avram Iancu a contribuit din plin, urma să se aplice pe parcurs până în 1918, în linii mari. Și așa cum la italieni Garibaldi e peste tot, la noi, cel puțin în Ardeal, Avram Iancu e în sufletele tuturor și e întruchipat și în statui și în portrete. Și mă mai întreabă lumea la București, dar ce relevanță are pentru românime? Păi dacă Transilvania reprezintă 40% circa din pământul și populația României, și dacă Avram Iancu este erou național, numai pentru 40% din români, să zicem, și tot ar trebui să nu ne mai întrebăm
de ce și să mergem înainte. Vreau să vă mai spun că în acest an va avea loc Congresul Național al Istoricilor. Oare a treia ediție sau a patra? La Chișinău. Și va fi acolo o sesiune specială închinată lui Avram Iancu. Închei cu mesajul acesta din partea Academiei, amintindu-vă de un nume care a mai fost pomenit aici, Silviu Dragomir. Silviu Dragomir a fost făcut membru corespondent al Academiei Române când avea 28 de ani și avea două studii importante scrise. Și în Academie l-au întrebat unii mai vehement așa, pe cel care l-a recomandat, cum se poate ca un tânăr de 28 de ani să fie primit în Academie? Și academicianul Ioan Bogdan, și el ardelean, din zona Brașovului, a zis un singur cuvânt, garantez. Și după aia a dezvoltat, spunând de ce garantează el pentru Silviu Dragomir. Și Silviu Dragomir a devenit cel mai bun biograf, după părerea mea, al lui Avram Iancu până astăzi. Și el a pornit de aici, de pe aceste pământuri, cum s-a spus, ale județului Hunedoara, și reprezintă un simbol, Silviu Dragomir, secretar al Măritei Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Silviu Dragomir reprezintă un simbol și pentru Academia Română și pentru istoriografia românească în general. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte, și nu vreau să-l scuz pe domnul președinte că am întârziat cu deschiderea conferinței, dar a fost blocat împreună cu excelența sa, domnul ministru și membru corespondent al Academiei Vasile Pușaș, la Simeri aproape o oră. Aproape cât au făcut de la Cluj acum dimineața, plecând de foarte devreme și datorită lucrărilor de la calea ferată din Simeri, au stat o oră nemișcați, așa că îmi cer scuze pentru că am ajuns la acel sfert academic care în realitate și pe malurile Senei însemna un sfert de oră înainte de eveniment. Noi ne-am încadrat în sfertul academic cumva mai balcanic. În continuare, vă rog să-mi îngăduiți să o invit la cuvânt pe excelența sa, doamna ministru Natalia Intotero, o personalitate a județului Hunedoara cu care de mai bine de 12 ani am colaborat în proiecte de suflet, începând cu o școală de vară în 2012 la Baia Mare pentru profesorii români de istorie din țările din jurul României și alte proiecte în care domnia sa ne-a susținut și a fost alături de Academia Română și de Institutul de Istorie George Barițiu și Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române. Excelență, vă rog! Hristos a înviat! Preasfinția voastră, distinse oficialități, stimați participanți, doamnelor și domnilor, cu multă emoție am să încerc să reamintesc cuvintele lăsate prin testament de Crăișorul Munților, eroul nostru național, cel care astăzi și nu numai astăzi, înseamnă foarte mult pentru noi românii. Unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea mea fericită. M-am născut, am crescut și trăiesc pe plaiurile țării Zarandului, locul unde Avram Iancu a făcut istorie luptând pentru libertate, dreptate și protejarea valorilor românești. De mic copil am fost educată să respect și să cinstesc sacrificiul celui care în vremuri grele a reușit să facă din munții Apuseni un teritoriu liber al românilor transilvăneni. Pentru noi moții, Avram Iancu este sacrificiul simbolul dedicării pentru idealurile sale, pentru binele comun al poporului român,
un erou care a luptat neobosit pentru drepturile și libertatea neamului nostru, un exemplu de curaj și determinare în lupta pentru independența și unitatea României. În vremuri de încercare și dezbinare, Avram Iancu a arătat că unitatea și curajul pot înfrânge cele mai mari obstacole, devenind astfel o sursă de învățăminte pentru prezentul și viitorul nostru. Voi sunteți poporul, a fost lozinca cu care a mobilizat în aprilie 1848 primii 2000 de moți cu care a ajuns la Adunarea Națională de la Blaj, cerând desfințarea iobăgiei, convins fiind că românii nu trebuie să-și cerșească libertatea pentru că sunt suficient de tari ca să-și o stoarcă singuri prin luptă. A crezut în puterea poporului până la ultima suflare, iar credința și determinarea l-au făcut un lider care a reușit să deschidă calea spre deșteptarea națională. Este o mare bucurie pentru mine faptul că astăzi, în județul în care m-am născut și trăiesc, județul Hunedoara găzduiește un eveniment de talie internațională în semn de respect pentru Crăișorul Munților. De asemenea, sunt bucuroasă că alături de colegii mei parlamentari am decis prin vot ca anul 2024 să fie dedicat și declarat prin lege anul Eroului Național Avram Iancu. Felicit Consiliul Județean Hunedoara pentru organizarea acestei conferințe și am credința că acest eveniment va fi începutul descoperirii personalității unice care a fost Avram Iancu, în special pentru tânăra generație. Excelențele voastre, domnule președinte al Academiei Române Ioan Aurel Pop, domnilor miniștri Vasile Pușcaș, domnule Dâncu, domnule profesor doctor universitar Bolovan, stimați reprezentanți ai Academiei Române, să știți că faceți mare cinste și astăzi județului Hunedoara, nouă hunedorenilor, prin prezența dumneavoastră aici, în municipiul reședință de județ. Faptul că, în primele rânduri, în această zi cu o semnificație, văd foarte mulți tineri, reprezentanța elevilor, reprezentanța studenților, îmi dă convingerea că fiecare dintre noi vom putea duce mai departe îndemnul lui Avram Iancu și fiecare dintre noi, acolo unde suntem, vom încerca și vom reuși să îndeplinim ceea ce ne-a spus, să facem națiunea noastră să fie fericită. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim, Excelența voastră. În continuare, am bucuria să-l invit la cuvânt pe Excelența sa, domnul ministru, profesor universitar, doctor Vasile Sebastian Dâncu, absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie și care l-a avut, printre altele, ca și dascăl la începutul carierei și pe Excelența sa, domnul academician Ioan Aurel Pop, dacă nu greșesc. Domnule ministru, vă rog. Bună dimineața, Hristos a înviat. L-am avut de asemenea profesor pe domnul Vasile Pușcaș, pe domnul Liviu Maior. Domnul Ion Aurel Pop era la fel de tânăr ca și acum, dar era asistent. Sunt foarte bucuros să fim aici în această zi. Este o bucurie, aproape o minune, că Parlamentul României a reușit să ia o decizie care să însemne un an întreg pentru a-l sărbători pe Avram Iancu. Sigur că în proiectul de lege scrie că autoritățile pot să facă manifestări în sensul acesta. Poate că ar fi trebuit să scrie în proiectul nostru de lege autoritățile trebuie să facă manifestări culturale în memoria lui Avram Iancu. Cred că Avram Iancu merită mult mai mult decât putem să oferim noi astăzi. De aceea sunt foarte bucuros și am un motiv special. Astăzi este
Eu sunt președintele Comisiei de Afaceri Europene din Senatul României și sunt bucuros să-i felicit pe domnul președinte Academiei Române, pe domnul președinte a Consiliului Județean Hunedoara pentru această întreprindere eroică pe care o fac, realizând aici la Deva cea mai importantă manifestare din acest an. Sper să nu fie cea mai importantă, sper ca să-i ambiționăm și pe colegii mei politicieni din București, din Guvernul României, poate Președinția României, ca să fac un eveniment și mai important în capitala României. Deocamdată e foarte important că suntem aici în leagănul civilizației noastre naționale la Deva și putem să vorbim despre amintirea lui Avram Iancu. Ceea ce spuneam este important, astăzi este 9 mai, este Ziua Europei și cred că dacă aș fi avut curajul să vin la manifestările științifică cu profesorii mei de istorie, mi-ar fi plăcut să vorbesc despre Avram Iancu ca unul din primii europeni, spirit european din țările române. Pentru că, e adevărat, Avram Iancu a fost un neînțeles, a fost nefericit în toată perioada vieții lui, pentru că a fost un iluminist târziu și un umanist care s-a luptat cu spiritul timpului și care, amintirea lui se poate lupta și astăzi cu spiritul timpului nostru. A fost un umanist și un iluminist și am putea să spunem că, de fapt, el a fost cel mai important produs al școlii ardelene. Pentru că n-a fost numai intelectual, școala ardeleană a produs cultura națională în mare măsură, dar n-a lucrat numai cu concepte și cu idei. A fost un produs al școlii ardelene, un politician în sensul în care folosim noi astăzi conceptul de politician și a avut în acel moment, a corespund cel mai bine poate definiției pe care Kant o dădea iluminismului. Kant spunea că iluminismul înseamnă ieșirea umanității din blocajul autoimpus, dintr-un fel de letargie autoimpusă, trândavă și lașă, spunea Kant. Și ceea ce a adus Avram Iancu a fost exact definiția pe care Kant o dă iluminismului. Îndrăsnește să înțelegi. În spiritul timpului a fost de asemenea un umanist. Dar încă din timpul lui s-a luptat cu ceea ce ne luptăm din păcate și astăzi. O tendință a unui fel de eroism romantic, aș putea să spun. Iluminismul a fost acceptat și rațiunea, apelul la rațiune, a fost acceptat și în timpul lui. Dar a fost acceptat formal, așa cum este acceptat și astăzi mai degrabă formal. Pentru că încă de atunci a existat în spiritul timpului ideea că nu numai rațiunea este importantă pentru oameni, ci și emoția. Și că emoția câteodată este mai importantă decât rațiunea. Și atunci puritatea, autenticitatea era elementul esențial pe care îl valorizau oamenii timpului. Și îl valorizează și acum, individ sau popor. De aceea, prima victimă a romantismului acesta eroic cu care Avram Iancu nu a fost de acord. Am văzut undeva un loc în care spunea că el nu s-a luptat nici pentru cruce, nici pentru distincții. Prima victimă a fost chiar el și biografia lui. Fiind ridicat de oameni la nivelul unui mit pe care el simțea că nu este sănătos nici pentru națiunea lui, nici pentru el însuși. În iluminismul lui, târziu, a spus că națiunea nu se poate naște prin identificare negativă. Adică nu trebuie să ne construim, cum spune Umberto Eco, dușmani pentru ca să fim o națiune în Transilvania, să fim recunoscuți ca națiune. Suntem o națiune conform unui drept natural, pentru că oamenii sunt egali și națiunile sunt egale. În spiritul timpului, spuneau
nu spuneau toți același lucru. A spus atunci, de asemenea, că socialul este foarte important, că dușmanul comun este opresiunea feudală. Nu era o idee comună în... Și reprezentanții luminații ai națiunii române de atunci vroiau să facă mici înțelegeri, să câștige lucruri micuțe în pași mărunți, cum se spunea și atunci, pas cu pas, cum din păcate s-a spus și acum. A vorbit despre dreptul unei națiuni la autodeterminare, care nu este discutabil și nu este, cum a spus, se spunea în spiritul timpului, nu este la mila cuiva, nu acceptăm o miluire. A spus că dușmanul comun al tuturor națiunilor din Transilvania este opresiunea. De aceea, tipul lui de mentalitate și tipul lui de acțiune și gândire a fost mult deasupra timpului pe care l-a trăit. De aceea, și astăzi, până la urmă, ne lovim de același lucru. De aceea este actual Avram Iancu și astăzi. Pentru că și astăzi rațiunea se luptă tot mai mult cu emoția. Și astăzi rațiunea este învinsă de emoție. Trăim un neotribalism. Cum spune un sociolog francez, spune că trăim o perioadă, un fel de tranziție, eu aș spune spre niciunde, dar este o tranziție, în care zeii au murit și zeii noi nu s-au născut încă. Și avem o generație nouă pe care trebuie să o educăm. Și nu avem destule mijloace pentru asta, pentru că nu avem destulă știință și atunci ar trebui să apelăm la instrumentele pe care le are istoria și pe care le au științele sociale. Mi-ar fi plăcut să vedem astăzi aici, pe scena din Deva, nu doar pe prietena noastră, pe Natalia, care este ministrul de-al locului, ci să vedem ministrul învățământului, ministrul culturii, pentru că Avram Iancu aparține culturii române și evident că poate fi un foarte important element al noii educații. Și astăzi, din păcate, pilda lui Avram Iancu poate fi vie și astăzi. Și astăzi, România, ce-i drept, unită și nu doar Transilvania, se luptă pentru recunoașterea ca națiune egală în Europa, că tot e 9 mai, ziua Europei. Și astăzi avem un Schengen rușinos care este doar jumătate de Schengen. Și astăzi oamenii nu sunt mulțumiți de cei din dieta de la Pesta era atunci, acum de cei de la dieta de la Bruxelles sau de la București. Austria este și în acest moment, ca și pe vremea lui Avram Iancu, este la fel un actor important al nefericirii noastre. Kossuth Orban vrea în Transilvania un paralelism etnic și tot felul de autonomii, dar ce-i drept e un, de la Kossuth celălalt până astăzi, este un progres. Atunci nu recunoștea nici acest lucru. Și astăzi Rusia atacă din est, noroc că nu mai este generalul Bem să vină din partea asta-altă. Deci, manualele de istorie, și mi-ar fi plăcut, înțeleg că sunt și câteva comunicări interesante despre manualele de istorie. Manualele de istorie au câteva sau formule destul de ciudate în acest moment, în ceea ce privește folosirea trecutului. Deci, și astăzi ne luptăm în Cluj, de exemplu, cu incompetența mai degrabă a unor oameni care se joacă cu statuile și cu simbolele noastre. Ne luptăm pentru ca să-l pună înapoi pe Iuliu Maniu de după un zid, să nu dea jos de pe soclu școala ardeleană, să-l pună înapoi pe savantul Racoviță. Deci și astăzi avem aceleași lupte. De aceea cred că trebuie să ne punem câteva întrebări, mai ales noi cei din domeniul științelor sociale. Mă bucur că avem atâția istorici de marcă, toată floarea istoriografiei românești în aceste zile la Deva, dar cred că
nu aparține Avraam Iancu numai istoriei. Cred că ar trebui să încercăm cu toții să vedem ce putem să facem cu lecția pe care ne-o dă Avraam Iancu. Cum putem să folosim Panteonul Național în acest moment în folosirea lui în educație? Ce putem face pentru educație cu noile mijloace, cu inteligența artificială și cu alte mijloace? Cred că noi, cei din care ne ocupăm de științele sociale, ar trebui să ieșim un pic din cadrul studiilor științifice pe care le facem, să ne apropiem mai mult de oameni și să vedem cum marketizăm trecutul în opere de civilizație pe care le facem astăzi. Sunt lucruri, sunt lupte care uneori sunt importante, dar și chiar dacă nu au aparența a fi importante. Am văzut, nu cred că avem nevoie după 30 de ani încă să tot vorbim despre o istorie sinceră a poporului român sau a românilor în general. Și mai degrabă să vedem ce înseamnă istoria pentru viitor. Cred că acesta este un lucru foarte important. Am încercat să vedem cum poate fi folosit Avraam Iancu ca o piatră de hotar, tot venea din Țara de Piatră, ca o piatră de care să nu se poată împiedica sau de care să se împiedice toți cei care vor să șteargă urmele noastre din anumite locuri. Am militat pentru ca Avraam Iancu să fie pe frontispiciul aeroportului internațional din Cluj-Napoca. M-am luptat cu tot felul de specialiști în branding, cu tot felul de prieteni ai mei din alte maghiari sau nemți, cu regaliștii care vreau să pună nume Ferdinand, cu unii care vreau să pună nume aeroportului Conrad Haas, alții Smaranda Brăescu și tot felul de... Și le-am propus celor din Consiliul Județean să îl numim, să facem un sondaj. Pentru că propun și eu Avraam Iancu printre orice personalități mi-ar pune ei pe listă. M-au criticat mulți, m-a sprijinit atunci profesorul meu, domnul președinte Ion Aurel Pop, care a fost singurul care a spus că este o idee bună asta, și locuitorii Clujului, printr-un sondaj, vreo 90% au spus că este foarte potrivit ca aeroportul să se numească Avraam Iancu. Este un mod prin care va trebui și în viitor să semnalizăm și să simbolizăm locurile din Transilvania. Chiar dacă nu este unul științific sau chiar dacă unii spuneau că nu este nici corect să se numească aeroportul Avraam Iancu, pentru că n-a fost aviator. Dar nici Franz Liszt, cum se numea atunci un aeroport din Budapesta, n-a fost în acel moment aviator. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o dați. Îmi pare rău dacă am vorbit un pic prea mult, dar mă bucur foarte mult pentru această ocazie și mă bucur că aici, la Deva, e un loc de atracție, un magnetism pentru tot ceea ce înseamnă memoria trecutului și pentru tot ceea ce înseamnă identitatea noastră națională, gândită în sensul cel mai bun, așa cum a vrut să o definească Avraam Iancu. Pornind de la dreptul natural, nu de la dușmani comuni și nici de la construirea artificială a dușmanului, cum spune Umberto Eco. Fie-i amintirea în vecie glorioasă pentru Avraam Iancu și pentru toți cei care iubesc acest personaj tragic al istoriei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru și drag prieten, pentru că ați invocat europenitatea lui Avraam Iancu. A spus-o în urmă cu vreo 3 decenii și mai bine un ilustru istoric american,
plecat, din păcate, într-o lume mai bună, în urmă cu 2 sau 3 ani, domnul ministru Pușcaș, care i-a scris o carte profesorului de pioasă amintire, Keith Hitchens, știe mai bine, într-un eseu remarcabil, publicat, repet, acum vreo 30 și ceva de ani, Keith Hitchens spunea despre Avram Iancu că a fost un om al timpului său, n-a fost împotriva nimănui, a fost doar pentru națiunea lui și l-a încadrat perfect pe Avram Iancu în generația liderilor, revoluționarilor europeni, în spiritul lui Mazzini și a celorlalți lideri ai Revoluției Democratice Europene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Într-adevăr, a fost unul dintre primii noștri europeni și modelul și mesajul lui rămâne actual. Fără implicarea totală, generoasă și prietenoasă a Consiliului Județean Hunedoara, această manifestare și multe alte proiecte care le avem în derulare pentru, în primul rând, bicentenarul Avram Iancu, n-ar fi fost posibilă și la prima întâlnire care am avut acum aproape 2 ani cu domnul președinte, cu excelența sa, domnul Laurențiu Nistor, a fost, așa să spunem, dragoste la prima vedere. Am simțit o compatibilitate, o simpatie reciprocă de viziune asupra ceea ce trebuie să facem în acest an deosebit și am început pregătirea bicentenarului cu aproape 2 ani în urmă. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut și pentru implicarea noastră dezinteresată, generoasă, caldă, prietenească și vă rog să ne transmiteți un mesaj din partea instituției pe care o conduceți. Presinția voastră, Părinte Episcop Nestor, domnule președinte al Academiei Române, profesor universitar dr. Ion Aurel Pop, stimate domnule ministru Natale Intotero, domnule ministru Vasile Dâncu, domnule profesor Vasile Pușcaș, domnule director al Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj, profesor universitar dr. Ion Bolovan, domnilor și domnilor academicieni, cadre universitare, cercetători, stimați invitați, Hristos a înviat! Suntem onorați să găzduim în această săptămână luminată un eveniment de prestigiu care marchează aniversarea 200 de ani de la nașterea eroului națiunii române, Avram Iancu. Am datoria de a-l omagia pe omul care își doarme somnul de veci, pe pământ hunedorean, în panteonul moților din la Sebea, vegheat de goronul Horea și de numeroși pelerini care trec pragul complexului muzeal. Demersul nostru de a-l omagia într-un mod aparte pe Avram Iancu nu a rămas fără ecou. Mulțumesc Academiei Române, cel mai înalt for de știință și cultură din România, președintele Academiei Ioan Aurel Pop, mulțumesc profesorul universitar dr. Ion Bolovan, directorul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, pentru că au dat curs dorinței noastre și ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment științific de talie internațională. Mulțumesc Bibliotecii Județene, Ovidiu Sușianu, Hunedoara, Deva, pentru organizarea conferinței internaționale. Le mulțumesc tuturor specialiștilor români și străini care au dat curs invitației noastre și vor susține lucrări specifice tematice conferinței pe parcursul celor 2 zile. De asemenea, sunt recunoscător tuturor celor care au fost alături de noi în promovarea conferinței, un eveniment unic în România dedicat memoriei lui Avram Iancu. Mulțumesc tuturor celor care ne sunt astăzi alături la deschiderea evenimentului Dascăl și Elevi. De-a lungul timpului, multe au fost spuse și scrise despre Avram Iancu, unul dintre cei mai iubiți români ardeleni. Istoria a consemnat curajul său excepțional, fiind supranumit și creișorul munților, care la doar 24 de ani a condus lupta pentru drepturile naționale a românilor din Transilvania. Prin intermediul acestei conferințe prestigioase,
Ne dorim să aducem clarificări asupra vieții și personalității lui Avram Iancu, la fel cum ne dorim să înțelegem mai profund implicarea sa în mișcarea socială și națională a românilor din Transilvania, alături de alți lideri importanți ai vremii. Ce știm cu certitudine, fără a avea nevoie de alte confirmări, este că Avram Iancu a fost cel care și-a iubit necondiționat locurile natale, a fost românul care a dorit ca oamenii săi din Ardeal să se bucure de toate drepturile națiunii majoritare, să scape de jugul iobăciei, să poată vorbi și scrie românește fără nicio opreliște. Avram Iancu a fost avocat la tabla regească din Târgu Mureș și l-a aștepta o carieră strălucită datorită priceperii și inteligenței sale. A fost un intelectual de seamă, un patriot, dar și un bun strateg militar. Nu poate nega nimeni că a fost un vizionar, dar și un visător în egală măsură. A văzut încotro se îndreaptă națiunile europene, a înțeles ce înseamnă progresul și că românii din Transilvania nu mai pot fi ținuți în loc. A știut că acela era momentul potrivit de a schimba decisiv soarta românilor ardeleni. A profitat din plin de ecourile curentului naționalist propagat în Europa, care a culminat cu mișcările revoluționare din anul 1848 și care a cuprins rând pe rând țările române. Primăvara popoarelor a fost momentul pentru declanșarea luptei pentru dobândirea drepturilor firești a românilor transilvăneni. Dar Revoluția de la 1848 a avut implicații mai largi. În Europa a creat premizile formării statelor naționale moderne și a deschis calea spre unirea tuturor provinciilor istorice românești. În primăvara și vara anului 1848, Avram Iancu împreună cu tribunii săi au reușit să organizeze pe moți după modelul legiunilor romane, să-i disciplineze și să obțină victorii strălucite împotriva armatei guvernului de la Pesta, mult mai bine dotată și antrenată. Lupte de la Abrud, din județul Alba, și răsunătoarea victorie obținută în defileul cheia de după piatră sunt astăzi prileji de mândrie pentru noi români. Avram Iancu credea cu tărie că revoluțiile pornite în Ardeal și în țările române vor avea în sfârșit sor de izbândă și că neamul românesc își va regăsi în sfârșit calea spre unitate și zbuciumul va înceta. Din păcate, șirul victoriilor revoluționarilor săi a fost întrerupt, iar visul său de a-și vedea națiunea liberă s-a spulberat. Avram Iancu a petrecut o vreme de viață în județul Nedoara, a străbătut munții Apuseni alături de moții din țara, din zona Bradului, a gândit și a visat sub gorunul Horea de la Țebea, a luptat pentru drepturile și libertățile poporului său. De aceea suntem onorați ca județul Hunedoara să găzduiască acest important simpozion unic în țară. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru participare și am convingerea că la finalul acestei conferințe vom avea o perspectivă mai clară asupra vieții și acțiunilor Avram Iancu, dar și asupra contextului istoric în timpul Revoluției de la 1848-1849 la nivel local, regional și european. Vă mulțumesc! În timpul Revoluției s-a consacrat formula prin imnul național binecunoscut, preoți cu crucea în frunte. Nihil sine Deo a fost și crezul lui Avram Iancu și al generației de la 1848 și nu numai. Nimic fără Dumnezeu trebuie să rămână și astăzi și mai ales în viitor, în condițiile asaltului ateismului și al altor ideologii, farul călăuzitor în acțiunile pe care le desfășurăm și le vom desfășura în plan spiritual, în plan material. La sfârșit, dar nu în cele din urmă, ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru și îl invit să ne transmită mesajul Preasfinției sale pe Părintele Episcop, Preasfințitul Nestor,
căruia îi mulțumim pentru că ne găzduiește în județ și ne binecuvântează, mai ales sâmbătă, când vom ajunge și la anumite monumente istorice de mare importanță din județ. Excelența voastră, domnule președinte al Academiei Române, excelențele voastre, doamnă ministru, domnule ministru, domnule președinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnule academician, onorate oficialități, distinși invitați, Hristos a înviat! Se împlinesc anul acesta 200 de ani de la nașterea eroului național Avram Iancu, motiv pentru care în România anul 2024 a fost declarat prin lege ca fiind anul Avram Iancu. O comemorare care are ca scop aducerea în actualitate a unei pagini importante din istoria zbuciumată a țării noastre, Revoluția din anul 1848, și în mod special desfășurarea acesteia în spațiul transilvănean. Având certitudinea că biografia lui Avram Iancu este deja bine cunoscută de către toți românii și mai ales de către dumneavoastră cei prezenți astăzi aici, nu voi intra în detalii despre contextul istoric în care a trăit sau existența sa relativ scurtă, am putea spune, numărată cu anii, ci m-aș opri doar la câteva elemente care au determinat declararea lui ca erou național și insistența cu care adesea în contemporaneitate se face apel la personalitatea acestuia atunci când vorbim de patriotism, mai ales în ținuturile Ardealului. Eroul național este acela care, printre multele sale calități, are ca și virtute determinantă curajul. Însă nu un curaj egoist și izvorât din mândrie sau interese personale, ci un curaj jertfelnic pentru binele comun. Un curaj capabil de sacrificiu după modelul jertfei lui Hristos pentru salvarea întregii omeniri. Un astfel de curaj plin de eroism capătă o formă națională însă doar atunci când se intersectează cu încrederea comunității, care recunoaște într-un asemenea act de curaj pe liderul care poate conduce națiunea spre propășire. Cu o astfel de abordare, Avram Iancu a reușit să se impună în istoria României ca model de lider, chiar dacă, așa cum bine știm, curajul și jertfelnicia cu care a apărat drepturile românilor transilvăneni nu s-au concretizat așa cum și-ar fi dorit în perioada imediată. Peste ani, Avram Iancu s-a impus ca un model de conducător pe care și-l doresc românii, fiind declarat erou național, iar anual, în duminica cea mai apropiată de ziua adormirii sale, 10 septembrie, la mormântul său din curtea bisericii de la Țebea sunt organizate serbările naționale de la Țebea, o manifestare care în timp a căpătat un caracter puternic naționalist. Avram Iancu și-a câștigat titlul de erou național nu pentru pregătirea sa profesională superioară pentru acele vremuri, nici pentru rezultatele remarcabile ale acțiunilor sale, care, așa cum am spus, s-au întârziat să apară imediat și mult mai târziu, dar mai ales pentru dăruirea cu care a luptat neobosit pentru împlinirea unui ideal în care credea sincer și pentru care și-a pus viața, acela de a-și vedea națiunea fericită. Fericirea unei națiuni însă nu este ușor de realizat, pentru că ea se poate împlini doar prin întrepătrunderea mai multor realități concrete ale vieții, pacea socială, bunăstare materială, comuniune și încredere desăvârșită între conducători și popor. Cel puțin aceasta din urmă, Avram Iancu a reușit să o transpună în realitate. A devenit un lider al mulțimii,
pentru că oamenii aveau încredere deplină în el și se simțeau reprezentați de el în lupta pentru dobândirea drepturilor cuvenite. Acum, la 200 de ani de la nașterea sa și 152 de ani de la moartea sa, Avram Iancu continuă să fie simbolul eroului care și-a iubit poporul cu jertfelnicie, urmând înaintașilor și totodată lăsând testament urmașilor despre cum trebuie înțeleasă calitatea de lider al celor mulți. Ne aflăm, iată, într-un an 2024, în care, spunem noi, ni se hotărăște viitorul, fiind un an electoral. În același timp, de mulți ani suntem, din nefericire, preocupați mai mult de cine sunt liderii altor țări din Europa sau de peste ocean, parcă deja resemnați că viitorul nostru ca stat depinde mai mult de aceia decât de proprii noștri conducători și de noi ca popor. Acest lucru ne certifică faptul că, din nefericire, în țara noastră, puntea de încredere între conducători și popor s-a șubrezit mult, fiind departe de legătura solidă pe care Iancu o avea cu românii care îl urmau necondiționat. De aceea, modelul eroului național Avram Iancu este o permanentă și întreită chemare pentru liderii și conducătorii noștri de astăzi. 1. Să câștige încrederea poporului pentru a fi urmat de acesta, să conștientizeze datoria de a lupta și a se dărui cu jertfelnicie pentru binele comun și nu în ultimul rând, toate acestea să le împlinească sub imboldul dragostei față de patrie și neam, sub amprenta trecutului și privind cu responsabilitate spre viitorul națiunii române. Felicităm organizatorii acestei conferințe internaționale pentru inițiativă și în mod deosebit pentru programul foarte consistent, îmbogățit mai ales cu participarea unui număr însemnat de personalități cu o înaltă pregătire academică, din țară și din străinătate, și îl rugăm pe Dumnezeu ca lucrările acestei conferințe să fie un real succes, iar rezultatele să aibă urmări pozitive și concrete în activitățile administrative și culturale ale județului nostru și, de ce nu, pentru întreaga societate românească. Vă mulțumesc! Hristos a înviat! Copiindu-l pe ilustrul istoric, politician și patriot Mihail Cogălnicianu, care spunea la mormântarea lui Alexandru Ioan I la Ruginoasa, am să adaptez ceea ce spunea Cogălnicianu atunci, pentru că văd și în primele rânduri mai ales atâția tineri, cât va fi pe cer un soare, cât vor fi elevi pe lume, al lui Iancu, mare nume, eu sunt sigur că nu moare. Le mulțumesc și colegilor tineri care și-au rupt din programul lor ca să fie prezenți aici și sper ca această contaminare cu duhul lui Iancu, cu istoria națională, cu istoria universală, pentru că noi n-am fost aici într-un, să spunem, într-o bulă, ci a fost parte a istoriei universale, să fie în continuare de bun augur și inspiratoare pentru ei în carierele pe care și le vor urma. Acum am epuizat mesajele de salut și cuvintele introductive. Avem prima prezentare în plen și ea aparține, așa cum este firesc, excelenței sale, domnule academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, care ne va prezenta lucrarea Avram Iancu, vizionarul. Excelența voastră, domnule președinte, vă rog. Distinși ascultători,
colegul și prietenul meu, profesorul Vasile Dâncu, a vorbit în spirit rațional, filozofic, sociologic despre epocă și despre personalitatea lui Avram Iancu, încadrând-o nu numai în peisajul nostru românesc, dar și în lumea europeană a timpului și cu reverberații până astăzi. Mie o să vă rog să mă îngăduiți să vorbesc sentimental. Nu neapărat ca un istoric, pentru că istoricii adună date și fapte, dumneavoastră datele și faptele le știți, dar nu o să pot ocoli nici acest aspect. Evocându-l pe Avram Iancu la 200 de ani de la naștere, nu putem ignora faptul că trăim într-o lume ciudată. De un timp nu mai depănăm cu toată inima amintiri din trecutul nostru național, parcă ne reține ceva. Nu ne mai cuprindem de emoție și de sentiment ca să putem pătrunde și cu sufletul în prezentul unor epoci și în prezentul unor oameni pe care noi îi evocăm. Parcă le facem adesea formal, dacă le mai facem, și câteodată ne ridicăm pe un piedestal de glorie noi, în loc să ne gândim la cei despre care vorbim. Ne rușinăm și de eroii noștri și dacă mai folosim sintagma de eroi naționali, ne uităm bine în jur, fiindcă suntem pândiți de ironii, de acuze, de naționalism și de multe altele. Pentru că astăzi noțiunea de naționalism nu mai are înțelesul de iubitor al națiunii. Cel care era naționalist până între cele două războaie târziu era iubitor al națiunii. Numai astăzi se înțelege prin sintagma de naționalism nu iubitor al națiunii, ci unul plin de ură față de alte națiuni, ceea ce e total greșit. Eroii naționali sunt membrii ai panteonului, cum s-a mai spus aici, fiecărei națiuni, dar mai ales sunt membrii ai istoriilor națiunilor mari care dau ton în lume. Nu e cazul nostru. Noi suntem încăpetenți. Cerem și obținem cu țârâita câte ceva. Americanii îi numesc pe eroii lor naționali părinți ai patriei. Domnul academician Vasile Pușca știe bine că a fost un timp ambasador al României la Washington, în anii 90. Părinți ai patriei. Sigur că astăzi și acolo se clatină noțiunea. Și unii cer chiar să se dărâme statuile lor. Între părinții patriei la americani era și unul anonim pentru mulți americani, Thomas Jefferson. Odată, în anii 60, când președintele al Americii era John Fitzgerald Kennedy și când a primit în salonul oval de la Casa Albă 49 de laureați ai premiului Nobel, președintele Kennedy, tânăr președinte și dinamic. Azi America are alte păreri despre vârsta președinților. Dar lăsăm deoparte acest lucru. Kennedy le-ar fi spus laureaților Nobel că el crede că în salonul oval n-a fost niciodată atâta reuniune de creiere deștepte, cu excepția faptului când Thomas Jefferson își bea ceaiul în salonul oval. Deci vă închipuiți ce prețuire era atunci pentru acești părinți ai patriei. Astăzi societatea postmodernă a pervertit și eroii și i-a trecut prin patul lui Procust al corectitudinii politice, al neomarxismului, al
progresismului și mai ales al anulării culturii. Și totuși, noi ar trebui să revenim la cuvintele lui Eminescu, noi locul lui ne ținem și să nu uităm. Dacă ai noștri copii și nepoți ar învăța mai bine la școală ce au făcut aceste mari personalități pentru acest popor mic și pentru această țară, amintirile ar deveni vii și ni s-ar părea că trăim aievea alături de acei eroi naționali. Astăzi vorbim de Avram Iancu. El a venit pe lume acum 200 de ani și s-a stins la 48 de ani, adică aproximativ acum 150 de ani. Și totuși noi vorbim astăzi de el, uneori cu încăpățânare, și cred că se va vorbi de el cât timp va exista poporul român, pentru că el și-a dobândit un loc în Panteonul Național și nu se putea altfel, pentru că e singurul român care la 24 de ani s-a situat între conducătorii Revoluției de la 1848-49 din Transilvania, iar la 25 de ani era stăpânul munților Apuseni, pe care îi transformase în țară românească, organizată ca atare din punct de vedere militar și politic, fiindcă sub aspect etnic, munții au fost românești de când există memorie colectivă la noi. Organizarea militară a Transilvaniei românești trebuia să se facă în lumina mișcării de emancipare a popoarelor europene. Iancu era un intelectual, cum s-a spus aici. Nu era chiar luat de la coarnele plugului. Dar modelul european pentru noi era atunci modelul roman, modelul celui mai important stat antic cu centru la Roma, de unde ne veneau nouă românilor numele, originea, credința și mai ales limba. Vă reamintesc doar că în viziunea lui Iancu, care învățase la școală în sat de la preotul din Vidra de Sus și de la Zlatna, că istoria românilor începe ab urbe condita, Avram Iancu deci a destinat întreg teritoriul Transilvaniei unei organizări militare în tribunate, legiuni, decurii, centurii și decurii conduse în ordine de tribuni, prefecți, centurioni și decurioni. Iancu apărea ca un rege. La vârsta de 25 de ani era numit în popor crai și crăișor, iar mai târziu în folclor craiul munților. Formula lui de adresare a rămas legendară, no gata, no hai. Aici sunt cuprinse toată lupta noastră pentru binele colectiv. Prin școlile pe care le-a urmat în limba română în satul natal, pe lângă biserică, și apoi la Câmpeni și la Zlatna, mai târziu în latină și maghiară la Cluj, la liceul regesc sau la liceul piariștilor și la facultatea de drept, el a devenit un intelectual, un om cultivat. N-a învățat românește decât acasă, în zona munților Apuseni, în rest a învățat în latină și maghiară. Era avocat, post-iluminist, urmaș, cum s-a mai spus aici, al școlii ardelene, impregnat însă de idei romantice timpurii, iradiate dinspre curentul lansat în Europa Centrală de Johann Gottfried Herder, cel care preamărise cântecele și obiceiurile popoarelor și care se ghidase după Volksgeist, spiritul poporului.
Ca elev la liceu regesc, alături de maghiari, secui, sași, armeni, a legat prietenii dincolo de apartenența națională, dar avea conștiință clară de români. Un coleg al său, Alexandru Bohățiel, devenise președinte onorific al Societății de Lectură a Tineretului Studios Român din Cluj, ce avea ca publicație proprie foaia Zorilor, Zorile, scrise de mână în limba română. Printre semnatarii acestei foi apar Alexandru Papiu Ilarian, Ioan Pușcariu, Teodor Baldi, Nicolae Popea, Alexandru Șotropa și Aron Pumnul, despre care toată lumea știe că a fost profesorul lui Eminescu la Cernăuți, dar mai puțin știu că a fost coleg cu Avram Iancu la Cluj, la liceul regesc, Aron Pumnul. Din 1844 a făcut facultatea de drept, după care a cerut să ocupe conform obiceiului o funcție administrativă neretribuită. I s-a refuzat cererea pe motiv că e din familie de iobagi valahi. Și așa a devenit cancelist la tabla regească, azi am zice Curtea de Apel a Transilvaniei, la Târgu Mureș. Tinerii târgumureșeni erau animați de ideile nobile ale libertății, egalității și frăției. Numai că tinerii maghiari doreau libertatea prin reînvierea statului coroanei Sfântului Ștefan, adică eliberarea de sub Austria, de sub Imperiul Habsburgic și reînvierea unui regat imperiu în spirit medieval al coroanei Sfântului Ștefan, cu granițe de la Marea Adriatică până spre Marea Neagră. Firește că includerea minorităților, uneori a unor națiuni întregi în națiunea maghiară, i-a nemulțumit nu numai pe români, ci și pe sași, pe croați, pe slovaci, pe sârbi, pe ruteni, care n-aveau cum să fie de acord cu așa ceva, adică să schimbe un stăpân cu altul. Avram Iancu a aderat la mișcarea de emancipare națională general-europeană, dar el provenea din mijlocul poporului român și s-a radicalizat treptat până când a ajuns la ideea de organizare a Transilvaniei ca țară românească. În centrul ideilor sale era însă ideea de iobăgie. Niciodată n-a cerut privilegii pentru poporul român, deși reprezenta acest popor două treimi din populația Transilvaniei. Numai egalitatea a cerut. Citez: cereți vârtos să se șteargă iobăgia, pentru că lucrând pe nimica de vreo 1000 de ani în brazdele domnilor, ați plătit de 100 de ori pământul care vă dădea hrana vieții de pe o zi pe alta, cu atât mai mult că l-ați plătit degeaba, pentru că acela pământul a fost mereu al vostru și pentru el s-a vărsat sângele strămoșilor voștri. Să caute de aceea cu toții a se uni cu poporul, declarând fără sfială ungurilor că nu se odihnesc până ce nu se va recunoaște prin lege națiunea română, repet, recunoaște națiunea, nu privilegiile națiunii, și până ce nu va fi reprezentată în dietă, unde ani la rând a fost un singur român, episcopul unit. Pentru a putea judeca în ce chip și sub ce condiții să se unească cu țara ungurească. Am încheiat citatul. Discursul acesta emoționant a fost izvorât din emoția momentului, pentru că venea după ce dieta maghiară de la Cluj, a Transilvaniei, maghiară spun că era proporție fundamental maghiară,
decisese la 30 mai 48, fără să fie întrebați românii, citez, Unio, adică unirea Transilvaniei cu țara ungurească. Iancu nu venea ca generație spontanee și eu m-am pregătit aici ca orice istoric care vorbește mult să vă spun ce are în urmă el, dar nu vă mai spun că știți dumneavoastră. Iancu știa bine istoria românilor din Ardeal. Încă de la 1366, când națiunea maghiară nobiliară cere regelui de atunci, Ludovic I de Anjou, Nagy Lajos, stârpirea răufăcătorilor de orice neam, adică români. 1366. Toate acestea, momentele 1366, 1437, 1599 cu intrarea măritului domn Mihai în Transilvania și cu tendința de organizare a Transilvaniei ca țară românească, venirea austriecilor, episcopul Inocentie Micu, care se ridicase cu mare curaj pentru binele națiunii române și pentru egalitatea promisă nihil de nobis, sine nobis, nimic de noi, despre noi, fără de noi, în dietă, și care amenința cu ruperea unirii cu Roma și le spunea celor care l-ascultau că ne întoarcem înapoi cu toții la rânduiala noastră răsăriteană, dacă domnii nu ne dau ceea ce ne-au promis. Acela care a stat 24 de ani în exil la Roma, părăsit de toți pentru binele națiunii lui. Inocentie Micu a fost un fel de Avram Iancu al secolului al XVIII-lea. Vă citesc din el, că nu mă pot abține, citez. Nu știu prin ce dulcime ne atrage pământul nașterii pe toți și nu ne îngăduia, nu ne aminti de el. Zilele mele sunt tot mai spre asfințit și aș vrea ca sufletul meu, în timpul când se va despărți de trup, să fie recomandat Creatorului prin smeritele rugăciuni și sfintele voastre slujbe și ca osemintele mele să aștepte obștească înviere în venerabila mănăstire de la Blaj. A trăit 24 de ani la Roma, dar după vreo 230 de ani și-a văzut împlinită dorința, episcopul. Are niște cuvinte însă la sfârșitul vieții pe care le-a remarcat Lucian Blaga, ca unice în cultura românească, pentru că acest episcop care a vrut să convoace în 1744 Congres Național Românesc la Blaj, a spus așa: de când mă aflu departe de patrie, am aflat un lucru fundamental, două puncte. Nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Suntem în săptămâna luminată. Nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Gândiți-vă câți români sunt resipiți prin lume și câți ar vrea să-și aștepte obșteasca înviere acolo unde s-au născut. Iancu a dus mai departe testamentul strămoșului său Horea, a ridicat moștenirea eroului din munții Țebei pe un piedestal național și european și s-a înscris în ceea ce unii istorici au numit primăvara popoarelor. El a întruchipat moștenirea școlii ardelene a iluminismului, dar s-a apropiat și de romantism. Gândurile Iancului de la Vidra de Sus pentru reformarea societății și pentru emanciparea națiunii erau clare încă din 1848. Ca român, semnez petiția de libertate, cu condiția ca în cazul în care s-a realizat drepturile poporului și egalitatea sa,
să se asigure tuturor națiunilor de limbă felurită din Transilvania și Ungaria existența națională și limba maternă, iar eliberarea din iobăgie să se îndeplinească fără nicio despăgubire bănească, deoarece țăranii au plătit destul, chiar prea destul, timp de mai multe secole de când nobilii le uzurpă nu numai drepturile civile, și chiar și pe acelea sacre umane. Astea nu sunt vorbe de șovin. Astea sunt vorbe de om luminat care a înțeles binele tuturor și implicit binele națiunii sale și s-a mai spus aici, n-a dorit altceva decât să-și vadă națiunea fericită și ultima dorință este înființarea unei facultăți de drepturi în limba română, pentru că se convinsese, deși el a afirmat că nu cu argumente filozofice și umanitare îi puteți convinge pe acești tirani, ci cu lancia ca Horea, a încercat lancia și a văzut că n-a ajuns foarte departe cu lancia. Și atunci, jurist, a înlocuit ideea dreptului forței cu ideea forței dreptului și a dorit pentru români o facultate de drept unde să se pregătească avocați buni care să știe să apere cauza națională. El s-a întors la vârsta de 48 de ani, cum spuneam, printre strămoșii lui sacrificați, dar dintre ideile și idealurile sale n-a fost nimic pierdut. Prin urmare, Iancu nu vine de nicăieri și nu s-a îndreptat spre niciunde. Misiunea lui se împlinește în urma lungului șir de mișcări pe care le-am evocat pe scurt și se termină la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, când și-ar fi văzut un vis împlinit. N-a putut și nu și-a împlinit în timpul vieții idealurile. Dar citez din Silviu Dragomir, îl văd aici pe autorul cele mai bune monografii despre Dragomir, profesorul Sorin Șipoș de la Oradea, citez: o acțiune folositoare nu se judecă numai după mărimea rezultatelor sale, ci și după curăția intențiilor cu care a fost întreprinsă. Repet, o acțiune nu se judecă numai după rezultate, ci și după curăția sufletească acelui care a întreprins-o. Iar curăția sufletească a Craiului Munților, care a fost privit de români ca un mântuitor, n-o putem judeca noi, pentru că ea stă sub harul dreptății umane și divine și a fost îndreptată spre binele națiunii sale. Unii se întreabă astăzi cu spirit anistoric și postmodern, deconstructivist, dacă Avram Iancu a fost în lume erou pozitiv sau negativ. Scrie în presă astăzi și televiziunile de scandal prezintă asemenea întrebări tendențioase, pentru că Iancu a vrut să schimbe ordinea conservatoare a Imperiului Habsburgic și a Ungariei Sfântului Ștefan cu o nouă ordine a națiunilor. Firește că el nu va fi prezentat ca personaj pozitiv în anumite cercuri și în anumite țări, așa cum nici Napoleon nu este lăudat astăzi în Marea Britanie și chiar în Germania, ce să mai zic de Rusia. Așa cum Coșut Lajos nu va fi idolatrizat niciodată, nici de români, nici de croați, nici de slovaci, nici de sârbi, nici de ruteni, chiar dacă la urmă și-a dat seama că Iancu avea dreptate, Iancu și Bălcescu, în privința dreptului minorităților. Dar asta nu înseamnă, dragii mei, că adevărul istoric nu există. Adevărul omenesc este însă unul relativ și parțial. Avram Iancu a militat pentru libertatea tuturor popoarelor.
Cum vă spuneam, el n-a cerut privilegii pentru români, deși ei au reprezentat majoritatea populației Transilvaniei, a cerut egalitate pentru națiunea română, egalitate cu maghiarii, egalitate cu sașii, egalitate cu ceilalți. Avram Iancu rămâne pentru români și eu aș vrea să cred că și pentru europeni un model de om de acțiune îndreptată spre emancipare, spre libertate, spre unitate și spre frăție, un om excepțional. Nu folosesc cuvântul geniu, dar un om care la 24-25 de ani impulsionează masele, care îl ascultă și organizează în plan Transilvania cu rigoarea ordinii din statul roman, la 24 de ani, nu poate fi decât un om excepțional. Lumea lui n-a fost a revoluționarilor de la 48 și nici măcar lumea contemporană vieții lui de 48 de ani, ci a fost toată istoria românească de până la el și istoria care avea să vină. El a intrat de mult în legendă și în folclor, încât mulți aud și acum pe dealul Feleacului cum trec carele Iancului. Pentru cei care pot încă auzi doina Iancului, nimic nu este pierdut, așa cum sper că nimic nu este pierdut pentru binele acestei națiuni, care mai crede încă că trăiește pe un picior de plai, pe o gură de rai. Vă mulțumesc! Îmi permit să-l completez pe profesorul meu, pentru că și eu am avut privilegiul de a avea asistent pe domnul președinte în anul 2 de facultate, cu acea precizare că Iancu nu era un foarte bun cunoscător doar al istoriei Transilvaniei, ci și al fraților de peste munți, între puținele cărți din biblioteca lui care s-au păstrat, dacă nu mă înșel, cred că aici la Deva, care are Ex Librisul lui Avram Iancu, este o carte apărută la Târgoviște la mijlocul secolului al XVII-lea, carte românească de învățătură, un cod de legi, el firește fiind jurist. Deci, cum ar spune Marin Storescu, Avram Iancu a fost atent la toți și la toate, și la problemele, și la istoria românilor de peste Carpați. Ca să nu ne mirăm atunci că 1918 a picat așa din senin ca un dar al marilor puteri și n-a fost pregătit în inimi, în minte și în brațele multor generații de până la 1 decembrie. Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest excurs istoric. Mulțumesc încă o dată gazdelor binevoitoare, prietenoase, pentru efortul material, pentru efortul spiritual, pentru energia depusă ca să fim împreună. Mulțumesc tuturor participanților cu lucrări, în primul rând, care au venit, cum spuneam, din aproape 10 țări, să ne onoreze și să ne comunice rezultatele cercetărilor lor, unele despre Iancu, altele despre contemporanii lui Iancu, despre epoca Revoluției pașoptiste democratice europene. Mulțumesc celor prezenți care au rupt într-o zi ploioasă, dar sănătoasă, că ploaia este belșug, să vină împreună și să-l cinstim pe Avram Iancu. Mulțumesc tuturor celor prezenți, dar și absenți, pentru că au fost, sunt parte cu trupul, cu mintea, cu sufletul, cu energia pozitivă în aceste zile alături de noi pentru a-l cinsti, cum spuneam, așa cum se cuvine, pe eroul național. Ați primit cu toții o carte, o carte deosebită și, cum s-a spus, cea mai bună monografie deocamdată și cea mai onestă carte despre Avram Iancu și cu programul conferinței. Vă așteptăm, începând cu ora 11 și un pic, devansăm programul, dar recuperăm, pentru că, din păcate, unii dintre participanți n-au mai reușit să vină, unii, din păcate, s-au dus într-o lume mai bună în perioada scurtă de la dat la tipar programul și până astăzi, alții
n-au mai ajuns și atunci recuperăm, nu e o problemă. Deci vă așteptăm și pe ceilalți care sunteți interesați de istorie, de istorie românească, de istorie universală, să fiți alături de noi în generoasa și frumoasa sală a Consiliului Județean, sala de ședințe, astăzi și mâine până la închiderea conferinței. Acum vom avea un scurt moment folcloric, grupul Tecerașul, condus de dr. Răzvan Roșu, absolvent printre altele și al Universității noastre, al Facultății de Istorie de la Cluj, dar doctor în antropologie la Universitatea din Viena, care împreună cu colegii lui au cules folclor autentic din Țara de Piatră, din Țara Moților, din Munții Apuseni, din Transilvania și ne aduc în față pentru câteva minute spiritul și trăirea generațiilor anterioare, poate unii și contemporani de-a lui Avraam Iancu. Noi ne vom retrage, excelențele voastre, acolo la mijloc și îi poftesc în scenă pe membrii Tecerașului, conduși de dr. Răzvan Roșu. Hristos a înviat. Este o mare bucurie să fim astăzi alături de dumneavoastră. Am venit pregătit să sufletește, pentru că e un moment cu adevărat înălțător și mulțumim domnului profesor Bolovan pentru invitația și încrederea dânsului în ceea ce facem noi. De-a lungul timpului am cules folclor muzical și m-am ocupat și de documentarea tradiției orale din zona etnografică a țării Moților, în crângurile moțești, și am descoperit de multe ori un alt fel de Avraam Iancu. Pe mine m-a impresionat foarte mult tragismul lui. Bineînțeles, partea eroică a fost ilustrată foarte bine până acum, dar momentul ăsta muzical aș vrea să-l dedic tragismului lui Avraam Iancu și a trăirilor pe care el le-a avut de-a lungul timpului. Știm, adică publicul larg știe destul de puține lucruri despre viața muzicală a lui Avraam Iancu, în ghilimele spus. A fost un fluieraș foarte bun și își purta întotdeauna fluierul în haina lui, care de multe ori era o haină de asta domnească. De asemenea, memorialistica ne spune că la Târsa, nu departe de Vidra lui Avraam Iancu, pe vremea copilăriei sale, s-au așezat niște țigani căuaci, fierari, care există, urmașilor există și astăzi. Și voievodul lor i-ar fi dăruit o ceteră lui Avraam Iancu. De asemenea, el chema muzicanți din Abrud în logărul lui, pentru că pe vremea respectivă moții încă nu aveau niște muzicanți atât de hiriți. Momentul astăzi îți putea auzi sonorități pe care foarte probabil Avraam Iancu le-a auzit în decursul vieții lui, tulnicul, fluiera, la care zicea foarte bine și frumos, cimpoiul,
care până în anii 20 a fost un instrument foarte comun în țara moților, și chiacera, cetera, cum se numește în graiul moțesc. Iar singurul lucru, singurul instrument pe care Avram Iancu nu l-a văzut a fost taragotul, care a fost introdus abia în anii 50-60 în țara moților, dar melodiile, zâcălile, cum le numim noi, zâse la taragot, sunt mult mai vechi. Deci liniile melodice probabil îi erau foarte familiale. Nu prea vrea să asculte, dar cam așa suna cimpoiul pe vremea lui Avram Iancu. Chiar și la târgul din Găina se cânta la cimpoi. Do 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 do
Și când aud moțuhorindu-i, văci cu o drolă crămându-i, știi n-a caz-o moțoloiu, știi ce-i în sufletul lui. Horea moțoloiei grămăi, e ca și viața lui așemăi. Că n-o poate ori oricine, numai un ou ca și mine. Că tân acazori am avut-o, de când mai cam o facut-o. Să schimbăm instrumentele. Bate, Doamne, opt în ca, că nu sună ca cizma. Niciun dorul, la 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 la.
la la la. O trăiești mai ușorul, la 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 la. Cine n-ari doar pe vali, nu știi luna când sari. La 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 la. Cine n-ari doar pe vali, nu știi luna când sari. La 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 la. Cine n-are dor pe luncă, la 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 la. Nu știi luna când se culcă, la 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 la. Nici orile când rasări, nici noaptea cât ui dimari. La 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 la. Nici orile când rasări, nici noaptea cât ui dimari. La 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 la. Dorule, tu ai ce ai, mă, la 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 la. Dită la irima stai, mă, la 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 la. N-am sacuri să chitai, să nu faci atâta bai. La 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 la, mă, la 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 la. Nici cu țâță ți omor, ca să nu mai fie dorul. La 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 la. Thank you.
că mă după zicală, nu juca ca să mă oală. Hai mândruță, hai la joc, de ies Dumnezeu noroc și la măta sănătate, că te-a făcut la ta-n spate. Ah!